Acum 15 ani, Mediașul a fost scena unor proteste de stradă față de încercarea de mutare a sediului RomGaz la București. Directorul numit de minister nu a fost lăsat să intre în sediul de pe strada Unirii, unde s-a produs un incident spontan. În piața Corneliu Coposu a fost organizat un meeting de protest la care au participat câteva mii de persoane. Nu este logic că nu mai suntem după perioada post-decembristă, când toate centralele trebuiau să fie în București, inclusiv centrala Sării, și le știm noi destul de bine. Această regie rămâne la Mediaș și vă spun, se va crea un spirit de opinie în întreg Ardealul. Faptul că în 39 de județe din țară funcționează în domeniul gazului diferite instituții, înseamnă ceva. Noi nu dorim acest lucru, dar nu s-a procedat corect. Așa cum s-a spus, în mai multe situații se urmăresc avantaje de grup. Prin această atitudine pe care o avem împreună, dorim o stabilitate economică care duce la o stabilitate politică. Trebuie să recunoaștem că impactul economic și social asupra Mediașului și a județului în cazul mutării regiei la București va fi foarte și de aceea solicităm ca măsurile ce se preconizează a se lua să fie elaborate împreună cu specialiștii noștri din Mediaș. Invitat aseară în cadrul emisiunii În linia întâi la Nova TV, liderul de sindicat Miron Iagu a explicat că în aceste zile se repetă practic scenariul din 1998. Se repetă cu totul și întru totul, dar personajele sunt altele. Da, scena e aceeași, personajele sunt altele, și întâmplarea e aceeași ca și din timpul mandatului ministrului Berceanu, să spunem. Exact, numai că sunt alții la putere acum și ca tare joacă rolul de a jindui și de a râvni la această industrie. Este aproape normal, pentru că este o industrie care totdeauna profitabilă fiind, a ridicat și a iscat atâtea pofte, să zic așa. Eu exprim așa o mirare că încă mai existăm și suntem aici unde suntem, pentru tentația mare pe care o reprezentăm. Și ca atare, eu am zis că în momentul în care a apărut acel pericol fățiș pe supra RomGazului, el se va revărsa și asupra TransGazului și este normal ca și lider sindical să mă manifest, cel puțin pentru membrii sindicat pe care am eu și care așteaptă probabil un punct de vedere de la liderii lor.